Răzbunarea lui Blaylock. Ei bine, sub ordinea efortului. Acum toți jucătorii echipei Xenox sunt înapoi pe teren. Echipa copiii zăpezii ar putea avea acum probleme, având în vedere că s-a reîntors întreaga echipă. Ei bine, Kelly, în mod sigur era în dificultate jucând împotriva lui Lur singur. Acum ar putea fi imposibil să-i bată pe Xenox. Unde ați fost? Ne-a fost dor de voi? Mie nu mi-a fost dor. Da, încearcă să treci de mine. A trecut. Ce blocaj uimitor făcut de Yuki! Se pare că deși Xenos s-au întors, echipa copiii zăpezii mai pot încă să-i oprească. Grozav blocaj, Yuki! Hai să-i învingem pe tipii ăștia! După cum se poate vedea, Yuki răspunde cu adevărată forță. Ar fi trebuit să o lase să joace mai devreme. Oprește! Sonny, ce este? Blaylock, e acolo jos! L-ai prins, Artie? Sunt chiar în spatele lui! Se îndreaptă către porțile particulare! Vino, Sonny, știu eu o scurtătură! Vom evita roboții! Wow! Ce-a fost asta? Acum! Nu o ai prins! Din nou? Rocket, ia mingea! Folosește suflul înainte ca ei să te atingă. Acest lucru oprește fluxul lor. Lur de la Xenos atacă din nou! Kelly, fluxul lor, Arcița Xenos, îi controlează total pe cina copiii zăpezii. E ok, depinde de tine. Concentrează-te asupra mingii. Ia ta! Fantastic blocaj executat de Yuki! A fost incredibil! Da, Yuki! Totuși, copiii zăpezii au prea puțin timp pentru a prelua conducerea. Nu sunt sigur că pot face asta, Lur. Jack! Dacă vrem să-l oprim, va trebui să-l facem așa cum am făcut în semifinale. Hai să o facem, Rocket! Să-i terminăm! Ascultați-mă cu toții! Folosiți împreună suflul în același timp! Este singura noastră șansă de a-i bate pe acești monștri! Va funcționa asta, Arch, împotriva acestei echipe? Ar fi posibil! Incredibil! Toți jucătorii echipei copiii zăpezii folosesc suflul în același timp! Este pur și simplu incredibil! Hai, Joe, acum este momentul. Siguranță, un extraordinar joc de echipă executat de copiii zăpezii, dar nu prea mai este timp. Ura! Noi am câștigat! Calmează-te, Clem, n-am câștigat încă. Concentrați-vă, copii! Încă putem pierde! În regulă, poți intra. Permisul, vă rog. Sigur, am nimerit aici.
Unde e memoria mea? Acum nu voi mai putea intra niciodată. Insul, vă rog, sau depărtăm. În legătură cu permisul. Pregătiți pelănire. Voi reveni. Uite-l că vine. Hai să intrăm la mica lui petrecere. Sunt chiar în spatele tău, Sonny. Prinde-ți! Spectacolul s-a terminat, Blaylock. Sonny Blackbones, de ce ți-a trebuit așa de mult timp? Am mers cât am putut de încet. Unde sunt aparatele de flux? La parcul Genesis, desigur. Știi că acele cutii erau goale. Erau? Nu încerca să mă păcălești. Ai grijă, Sonny. Rănește-mă și nu vei găsi niciodată aparatele de flux. Problema pe care o ai tu, Blackbones... Fii atent, Sonny! Blaylock! Este că ești mereu cu o zi în întârziere și cu o unitate de măsură mai puțin. Adio! Ușile, s-o pleca! Nu vei mai scăpa de data asta, Blaylock! Dar o voi face! Corso, trebuie să ieșim de aici! Sonny, privește! Repede, în spatele containerelor! Corso, țintește containerele. Vrei să zici alea de sus? Da, s-ar putea să fim în stare să-i oprim pe toți. Mișcare neidentificată. Către Black Manta, repede! Însă echipa Xenon se oprește avansarea echipei copii Zăpezii cu doar câteva minute înainte de final. Bună preluare executată de May! Cred că echipa copiii Zăpezii ar putea învinge în această seară. Ce părere ai, Harris? Da, absolut, excelența voastră. Așa, generale, cu cât mai departe, cu atât mai bine. Unde se duce? Crede că ne poate scăpa? Ceva nu e în regulă. Are un plan, cu siguranță. Ține-te bine, Sonny. Cursa poate fi un pic inconfortabilă. Grăbește-te, îl pierdem! Arată așa de frumos de aici. Aproape că e păcat să-l distrugi. Sonny, ce face? E pe care să deschidă focul asupra stadionului. Nu e să-l distrugă cu laserul? Poate dacă trage cu aparat de flux. Trage cu laserele! Nu poți face nimic ca să mă oprești, Blackbones. Capodopera mea este aproape completă. E înconjurat de scuturi. Corso, mută-ne în fața lui. Poftim!
va distruge Black Manta. Dacă avem noroc, scuturile noastre vor devia aparatele de flux. Ori noi, ori întreaga populație de pe Genesis. Sorry, ai făcut acest lucru atât de ușor pentru mine. Ești un gentleman până la sfârșit. Aparatul de flux 1, gata de lansare. Care pentru tine mă tem că este acum. Poftim? Atențiune, atențiune, părțile rachetei blocate. Este imposibil! Aparatele de flux nu au fost lansate. Detonare iminentă, detonare iminentă. Sony, trapele rachetelor sunt sigilate! La valul e o bombă! Scoate-ne de aici! Detonare iminentă, detonare iminentă, detonare iminentă. Nova, tu e gata de plecare. Am încărcat-o personal. Harris, m-ai trădat! Marea putere nu poate fi împărțită niciodată. Adio, generale. Corso, atenție! Du-ne în afară razei, acum! Sony, noi suntem bine, dar unda explozii se îndreaptă către Genesis. Joc! Ce se întâmplă? Nu! Este sfârșitul, Zoran, băiete. Nu voi ști niciodată ce l-a câștigat. Nu se poate întâmpla așa ceva. Este exact ca în coșmarul meu. A? Ce se întâmplă, Joc? Se întâmplă, dar în mod aparent există doar accidente minore pe Genesis. Kelly, se pare că o navă a explodat lângă stadionul Genesis. Vestea bună e că Genesis încă se mai învârte. Lur? Mi-ai salvat viața. Dar de ce? Prefer să câștig pe terenul de joc. Nu în felul ăsta. Nu este azalea, Xenons. Noi suntem un popor drept acum. Să încheie meciul. Dar terenul de joc este distrus. Meciul s-a... Atunci vom executa lovituri de deranjare la poartă. Tu ești capitanul. Ce părere ai? Eluia, și atunci acum să auzim de la oficialii ligii ce urmează în acest meci neobișnuit. Trebuie să anulăm finala. Aceștia chilieni nu au adus nimic altceva decât necazuri. Este un dezastru. Nu putem juca împelungiri cu această avarie. Dar... se pare că jucătorii doresc loviturile de partajare. Ce anume doresc? Capitani, au căzut de acord să termine acest meci. Vor să vadă care echipă e mai bună. Ce părere ai? Așteptați un pic.
Tocmai am fost informat că Liga a luat o decizie. În mod incredibil, meciul va continua cu o lovitură de departajare la poartă. Repet, meciul va continua. Poți să faci asta, Yuki. Știu că poți. Suntem cu toții în spatele tău. Mulțumesc, Joe. Wow! A devenit imediat 1-0 pentru Xenos. Să sperăm că Fran va marca de asemenea. Aceasta este pentru tine, frățioare. Și marchează! Incredibil, scor este un egal. Nu! Asta nu s-a întâmplat! Asta este noroc, la oricât să pierdă cupa cu suflul ăla. Dai drumul, Micro-Ice. Cei de la Xenon se vor sufoca. Nu-ți face griji. Nimeni nu ar putea să se sufoce așa de rău cum am făcut-o eu, adinauri. Pot face acest lucru. Trebuie. Xenos, iar Yuki de la copiii Zepezi se ridică cu greu. S-ar putea să-i fost o accidentare în această ultimă apărare. Arch, cred că suntem în dificultate. Simbai, e accidentată? Da, Arch, trebuie să-l lasă din joc. Ahito, ai pregătit să joace? Mă tem că trebuie să fie. Cu portarul accidentat, copiii Zepezi vor trebui să se bazeze pe Ahito pentru a-i opri pe Xenos să câștige cupa. Acum depinde de tine, Jock. În cazul în care capitanul echipei copiii Zepezi poate marca acest gol, copiii Zepezi vor egala din nou scorul. Știam că poți să faci asta, Joe. Este Lur, magnificul capitan al echipei Xenos, încercând golul lor final. Mulțumesc, antrenorule! A fost o idee bună să-l bagi în echipă. Sper că Rocket e la înălțimea sarcinii. Acum totul depinde de Rocket! Iar dacă Rocket înscrie, copiii Zepezi va câștiga meciul și cupa pentru a doua oară. Vechiul capitan al echipei trebuie să simtă o presiune enormă pe umerii săi în acest moment.
Haide, fiule, câștigă cupa! N-am niciun semnal de la Black Manta. Mă tem că l-am pierdut pe Sony. Nu-mi vine să cred. Acum suntem singuri. Pirații sunt așa negativiști. Nu vedeți că echipa copiii Zăpezi a câștigat? Sony! E imposibil! Hei! Este grozav să vă văd pe amândoi. Credeam că nu mai veniți înapoi. Pentru moment și noi am crezut asta, dar Sony ne-a scos afară. Cu un mic ajutor. Și Blaylock? Din fericire, Blaylock e doar un nume acum pe care îl vom uita în curând. Asta e ceva. De două ori la rând. Este a ta de data asta. Dar tu ești capitanul. Exact. Și eu sunt cel care decide. Du-te și ia cupa. Îți mulțumesc că mi-ai salvat viața. A fost un meci extraordinar. Da, a fost. Dar oamenii din Xenon vor fi foarte dezamăgiți. Există întotdeauna o altă cupă. Și noi vom fi pregătiți. La fel și noi. Două titluri la rând, Arci! Wow! Două! Se spune că a treia oară e cu noroc. Tu ce zici? Sunt de acord! Și eu. Jock, sunt Sony. Hă? S-a terminat, fiule. Blaylock chiar a dispărut de data asta. Nu va mai trebui să-ți fie teamă de el. Felicitări pentru victorii. Sunt foarte mândr de tine. Mulțumesc, tată. Puternic, îți promit că într-o zi vom conduce galaxia împreună.